Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre ce ar trebui să urmărim dacă dorim să achiziționăm un iPhone utilizat. Practic am făcut o listă cu ceea ce aș urmări eu dacă ar fi să achiziționez un iPhone utilizat. Dacă aveți și alte sugestii, nu ezitați să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii. Bun, să începem. Mai întâi, în primul și în primul rând, am putea să verificăm e-mail telefonului pentru a putea vedea dacă acesta este în condiții ok, adică nu e pe vreun blacklist, adică telefonul nu a fost raportat ca fiind pierdut sau furat, și alte informații pe care le voi afișa imediat. E-mailul telefonului se poate afla din secțiunea de settings general și la about, la secțiunea de about, veți putea găsi și serial number-ul și e-mailul telefonului. Și ca și rezultat, dacă îl introduceți pe site-ul pe care eram mai devreme, voi lăsa și link în descriere cu acesta, veți vedea următoarele informații despre telefon, cum ar fi statusul activării, dacă mai are garanție, suport tehnic, service, când a fost achiziționat, ca și data estimativă, și dacă a fost un device înlocuit, dacă a fost înregistrat și dacă are funcția de Find My iPhone activată. Vom discuta mai încolo. Practic ar trebui ca această funcție, în momentul în care îi face reset la telefon proprietarul, să se delogheze de pe iCloud și să nu mai aibă această funcție activă. Și dacă este pe un blacklist, vedeți că este cu statusul de clean. Asta ar fi primul lucru la care ar fi ok să ne uităm, să vedem dacă a fost în vreo situație dubioasă, pentru a putea continua cu verificările ulterioare. Voi lăsa și în descriere toate linkurile folosite în acest video, pentru a putea urmări ușor. De asemenea, ca și pas ulterior, am putea să introducem serial number-ul pentru a vedea garanția telefonului, dacă mai este în garanție, dar s-a văzut și când am făcut verificarea de e-mail check și garanția, dar o putem verifica încă o dată și aici pentru a fi mai pentru a ne asigura de aceasta, să vedem dacă corespunde cu ceea ce spune proprietarul. După cum se poate observa aici, după ce a fost introdus serial number-ul, ne apare aceste informații, dacă este o dată de achiziționare validă. Dacă mai are suport tehnic, vedeți că este expirat pentru acest model pe care l-am prezentat eu. Și dacă mai are repairs and service coverage, dacă mai are reparații sau nu, dacă mai este eligibil de reparații, vedeți că este expirat și acesta. De asemenea, ce ar mai trebui verificat, există aici o listă pe emailcheck.com cu ce ar trebui să știi înainte să cumperi un iPhone second hand sau după OLX. E o listă destul de bună, aș putea spune, care vine în completarea pașilor ulteriori. Și ar mai trebui să verificăm să nu fie codat într-o rețea. Ar trebui să verificăm să mergem cu o cartelă SIM sau nano SIM, mai degrabă, să vedem că totul este în regulă, sau cel ideal ar fi să mergem chiar cu două, să vedem că e în regulă, că se conectează, dar după cum este specificat și aici, verificare pe bază de e-mail, resetarea totală a dispozitivului și verificare cu două cartele de rețea diferită, dar este un dar aici, nu este chiar 100% sigură această verificare, fiindcă este posibil activarea telefonului cu Gvei, care este un SIM special, și odată activat în acest mod, telefonul se va comporta precum un telefon decodat până la resetare. Dar momentan această variantă ar fi de preferat cu verificarea cartelei. Dacă nu, poate ar trebui să vă duceți la un serviciu autorizat să faceți verificarea. După ce am trecut și de acest pas, ar trebui să verificăm dacă telefonul a fost scăpat în apă. Acest lucru se poate verifica, există pe site la suport, la Apple, această pagină în care spune, practic pentru fiecare model în parte, există acest indicator pe lateral, vedeți, pentru fiecare model, și dacă apare roșu înseamnă că acesta a fost scăpat,
O să las link în descriere pentru mai multe detalii despre cum puteți verifica dacă iPhone-ul a fost căpat în apă. De asemenea, după ce trecem și de acest pas, ar trebui să verificăm funcționalitățile telefonului, cum ar fi Face ID-ul, bateria, de asemenea, să verificăm battery health și eventual dacă se poate verifica și ciclurile de încărcare. Cu toate că este posibil să dureze mai mult, eventual să discutăm înainte cu proprietarul pentru a genera acel raport. GPS-ul ar mai trebui verificat, eventual să-l deschidem și să intrăm pe Maps, să vedem că ne arată locația în care suntem. De asemenea, ar trebui să verificăm dacă ecranul este în condiții bune, dacă are pixel morți. Pentru asta putem intra pe acest site și să luăm fiecare, practic, să verifică pixelii morți a ecranului și vom da pe butonul de Start Test și vedeți că ne va arăta fiecare culoare în parte și ar trebui să, dacă observăm ceva ciudat, eventual mai putem negocia prețul sau alte lucruri dacă observați ceva neregularități. De asemenea, ar fi ok să verificăm mufa, să punem telefonul la încărcat, dacă se încarcă, dacă este un telefon cu jack, să verificăm și acel port de jack. Verificăm că merge bine touchscreen-ul, testăm camera video, față, spate, face pozele ok. De asemenea, să testăm difuzoarele, putem intra pe YouTube sau pe Spotify, vedem că se aude în regulă. De asemenea, trebuie să testăm și conexiunea Wi-Fi și conexiunea Bluetooth, eventual să luăm un dispozitiv la care ne putem conecta și de asemenea să vedem că se conectează ok și pe 4G și prin Bluetooth și prin Wi-Fi. Dacă are semnal ok, să nu pice semnalul, să vedem că se încarcă în regulă, că auzim ok cealaltă persoană cu care discutăm. Și de asemenea, un alt pas important ce ar trebui făcut ar fi să resetăm telefonul de față cu proprietarul dacă nu și-a scos iPhone-ul de la lista lui de device-uri. Practic ar trebui să mergem la setări în general, la settings general și să-i dăm să se șteargă practic toate datele din telefon și atunci dacă nu și-a scos din contul lui proprietarul, trebuie să intre pe un alt device să-l șteargă de pe lista de device-uri, fiindcă altfel de fiecare dată când o să facem resetare o să-i ceară acestuia parolă și practic nu s-a desincronizat cu contul lui. Dacă nu avem cont de iCloud, putem să mergem și noi să ne facem înainte pe iCloud.com și să ne facem un cont pentru a-l adăuga pe al nostru și să vedem că merge ok. Și după mai putem să facem și verificarea pe care o focusem și inițial, de v-am spus, cu verificarea de iCloud, să vedem dacă are on-off acea verificare. Practic, dacă are, după cum este și atenționarea aici, nu cumpăra un dispozitiv cu iCloud on. Deci, practic, la resetarea telefonului, proprietarul trebuie să și-l scoate din lista lui de device-uri pentru a nu mai avea legătură cu acest telefon după ce l-ați achiziționat și trebuie să vă adăugați contul de iCloud personal pentru a fi legat de acest dispozitiv. Sper că a fost util acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l share-uiți cu un prieten și să apăsați și butonul de like pentru a ajuta cât mai multe persoane să fie informate în legătură cu aceste aspecte ce ar trebui verificate și de asemenea puteți apăsa și pe butonul de subscribe pentru a fi la curent cu videourile noastre și dacă doriți să fiți și notificați în momentul în care avem videouri noi, nu uitați să apăsați pe clopoțel. Vă mulțumesc, la revedere!